Bună seara, sunt Măriuca Androne și vă invit la o ediție absolut specială pentru că am un invitat special. Este special fie și dacă luăm în calcul cele trei posturi în care este prezent în această seară la noi în studio. Este președintele Federației Patronatelor din Turismul din România. Este un om de afaceri de succes, consider eu și nu numai, și nu în ultimul rând este candidat independent la Primăria Constanța. Bună seara, domnule Bună Murat! Seara. Bine ați venit. Mulțumesc și de invitație. Domnul Murat, de ce cu mască? Cred că sunt vreo 2 metri între noi, așa. Da. Am rugămintea, cu indiferent cine ce spune, prefer să comunicăm mai bine și nu în ultimul rând vreau să ne audă oamenii, da? Mai confortabil. Vreau să ne audă oamenii, pentru că sunt convinsă că mulți se uită acum. Haideți să începem cu postura de președinte al Federației Patronatelor din Turismul din România, pentru că știu că sunteți foarte interesat. Astăzi, premierul a declarat că se gândește, dacă permite situația, să dea drumul restaurantelor, da? În ce măsură, știți cum am eu o vorbă, asta e ca frecția la piciorul de lemn, în ce măsură mai contează chestia asta acum, când avem terasele închise la 23, în ce măsură mai contează chestia asta acum, când știu că mulți investitori în turism, iertați-mi expresia total neacademică, s-au dus în cap, mai contează? Da, sunt convins că turismul nu este doar litoral, contează pentru că e foarte complicat. Eu sunt pe o parte om de afaceri cu foarte multe afaceri în turism și în servicii, pe altă parte sunt și medic și atunci dacă când o gândesc ca om de afaceri zic ar fi bine să dăm drumul, când o gândesc ca medic zic trebuie să fim foarte atenți, este... Cred că o conjunctură total nefavorabilă trebuie foarte atent gestionată. Când ar trebui să dea drumul, n-a dat drumul și cred că este o greșeală atunci când erau până într-o 150 de cazuri. Astăzi cred că trebuie să fim foarte atenți ce se poate întâmpla și cât de este ok să dăm drumul sau nu să dăm drumul. Nu sunt nici împotriva, nici pentru. Candidat la Primăria Constanței. Constanța se sprijină pe doi piloni, domnul Murat, din punctul meu de vedere, da? Pe turism și pe port. Haideți să vorbim un pic de turism. Nu mai târziu decât astăzi și sper că spun bine, un secretar de stat din Ministerul Sănătății, în speță Horațiu Moldovan, a spus în felul următor. Dom'le, nu s-a dovedit științific, da? Că tot COVID-ul pleacă în țara asta de pe litoral, da? Mă întorc la postura noastră. Ce ar face Mohamad Murad, dacă ar fi primarul Constanței, în situația de acum, ce și-ar dori, cum ar putea să ajute, cu ce proiecte sau idei ar putea să vină pentru oamenii de afaceri din turism? Sunt mulți și mulți dintre ei foarte supărați. Da, pentru că există o problemă majoră. Faptul că guvernul n-a comunicat corect cu noi, nici măcar n-am știut în fiecare zi ce se poate întâmpla două zi. Stabilitate și siguranță este foarte importantă pentru noi și pentru orice cetățean. Din păcate, am avut repetate întâlniri cu premierul, aveam puncte de vedere diferite și de asta am ajuns la un mic conflict atunci, pentru că trebuie să ne gândim într-un mod foarte echilibrat, încât nici să numare turismul, nici să mor oameni datorită neglijența și lipsa de educație. Aici e nevoie de niște măsuri foarte clare, dar suportabile, care putem să le onorăm. Pe o parte, din partea noastră ca oameni de afacere, din partea cetățeanului ca consumator și din partea guvernului care ne dă direcții. Da, putem să facem mult mai mult de la început. Consider că modul în care a fost gestionată criza în România nu a fost la nivelul care personal pot să spun că am fost mulțumit și am dat foarte multe idei și chiar personal am vorbit și am spus, dom'le, să luăm așa cum au făcut alte țări, Austria, Germania și multe alte țări. Dar din păcate, ca să în medicină, timpul este cel mai important, să știți. Eu am o problemă. Și problema mea la acest moment, repet, este turismul de pe litoral, este Constanța, da? Cea care așteaptă de câțiva ani buni să fie pusă pe locul care îi se cuvine, da?
Și leg toată asta de momentul în care la dumneavoastră, la complex, a venit premierul României cu tot ce a însemnat elita liberală. V-ați împrietenit atunci? Scuzați. Da. Cred că ideea de a spune că e împrietenit prea mult. Am încercat să găsim o formulă și o variantă în care să ne gândim constructiv, să dăm la o parte, pentru că nu sunt o persoană care cred în orgoliu, nu sunt o persoană care cred în faptul că numai eu am dreptate. Nu, am avut o comunicare cu dânsul, am ajuns la o înțelegere că putem gândi împreună să găsim cea mai bună soluție. Da, Constanța este un oraș care se bazează și nu de azi, de ieri, de o viață pe turism. Pe o parte și pe altă parte pe port. Nu cred eu și dar nu știu dacă țin minte când a fost ideea că să rămână la noi restaurante închise iar Bulgaria sau Grecia erau deschise. Dacă nu mă înșel, întrebam, la momentul acesta sunt deschise bine. Acolo, sunt închise la noi, da? Adică cu alt cuvânt, dacă un român dorește să facă o nuntă în Bulgaria, la 100 de kilometri de aici, poate să facă și nu e niciun risc, dar făcând în România este un risc, cu aceiași oameni. Aici n-am înțeles. Pentru că problema că nu putem schimba lucrurile cu acest coronavirus numai așa pe hârtie. Practic, nici acum nimeni nu poate să înțeleagă cum această boală, cum se manifestă și cum să pe zona de epidemiologică, cum să răspundească. Eu am chiar o cunoștință care a fost testată și a ieșit pozitiv, iar soțul ei, da, e negativ. Cunosc eu foarte multe persoane. Dumneavoastră nu înțelegeți asta, eu nu înțeleg altceva. Haideți să vă spun ce imagineam în față, da? Am imaginea premierului, imaginea liderilor PNL din Constanța, la inaugurare la dumneavoastră, da? Moment la care am zis, băi, eu nu cred că va candida Muhammad Murad, recunosc, da? Și am imaginea lui Muhammad Murad, da? La lansare. Întrebare. V-a spus cineva atunci, v-a rugat cineva să nu candidați? Asta ar fi prima. A doua. Intrați într-o competiție cu niște oameni care v-au considerat de-al lor, o să ajung să dezvolt această chestiune. Veți câștiga? Ați plecat ca și învingător? Ați plecat? N-ați luat în calcul ce vi se poate întâmpla din partea celor pe care ați considerat apropiați? Mă refer la liberali, vă rog. Deci, da, e o întrebare destul de complexă. Dacă vei câștiga, nu cred că mă duc la câștig. Mai degrabă mă duc la pierdere. Și de multe ori pierdere înseamnă care se aduce ție, tu pierzi ca persoană, dar câștigă foarte mulți oameni. Că dacă mă duc la primărie înseamnă că nu că pierd timp într-un mod în care mă mulțumește pe mine servind oameni, să fiu în la sluja lor. E foarte important după atâta an să mă simt că astăzi mă predau orașul care m-a înfiat într-un fel sau altul, nu numai în afacere, și ca prieten, și ca cunoștințe. Și atunci, da, vei pierde în această competiție, nu primărie, pierd că o să fiu 4 ani de zile a oamenilor, nu al familiei, poate, și al multe alte, al afacerilor, al colegii care am făcut cu ei foarte mulți ultimii ani business-uri, dar vei câștiga că vei fi mulțumit sufletește că am putut măcar în viața să mă gândesc la alți cum o fac întotdeauna, nu la mine. Ideea aia în care spun că mă duc la câștig mi se pare mie o... Nu mi se pare că e foarte profundă cuvântul câștig. Am pus întrebarea dintr-o rațiune foarte simplă. Iar relația cu PNL, așa cum spuneți, da, sunt o persoană de dreapta, clar, pentru că m-a obligat probabil PSD în Constanța special să fii pe dreapta. Ca sentiment, sunt un om de stânga pentru oameni, pentru cei care au nevoie,
prezența mea întotdeauna este valoroasă atunci când e nevoie de ea. Domnul Urad, deci categoric nu sunteți de stânga. Categoric nu aveți nicio legătură cu PSD-ul. Nu am nicio legătură și n-am avut nicio legătură. Eu sunt un hotelier care am ușe deschise pentru tot. Prin natura ocupației sunteți de dreapta. Nu am avut niciodată. Relația mea cu PNL este veche. Domnul Virgil Chițac a fost la dumneavoastră la lansare, nu-i așa? A fost. V-ați dat mâna. Nu am bănuiesc. Dat mâna. Nu v-ați dat mâna. Ați dat pumnul. Ok, ați dat pumnul. În cazul acesta, poate mi explicați de ce de ună zi domnul Chițac a spus că PSD-ul scoate la înaintare candidații de dreapta, da, astfel încât să-i minimalizeze câștigul lui, dacă asta știu, este pare cea mai corect, bună exprimare. Corect și respectos. Și am văzut chiar nicio persoană, niciodată nu am putut adresa unei persoane care nu cunosc suficient și să-l acuz cu un lucru sau altul. Eu îl invit pe domnul Chisac la o discuție, da? Într-o misiune, când dorește dânsul, să spună direct, pentru că vedeți că noi de o viață, 30 de ani noi, vorbim lucruri de sub masă. Ia aș vrea să lucrăm pe masă, să punem totul pe masă. Dacă consideră domnul Chisac că fac un serviciu, le fac cadou. Și PSD-ul se înceală. Niciodată nu am trădat principiile mele. Nu am trădat echipe, nici convingerile mele. Eu cu domnul Facadou să-mi spună că chiar am văzut că la limită să mă laude domnul Facadou că candidez. Să întreb pe domnul Facadou dacă în cei 4 ani de zile m-a invitat vreodată la o discuție. Pentru că dacă domnul se spune că sunt un om de afaceri de succes și important, eu vreau să întreb direct, domnul Facadou, vreodată m-ați dat un telefon să m-a invitat la o discuție? Vreodată ați vrut o întâlnire cu patronate de turism care îi prezint să stăm să construim așa cum ați promis în 2015 că veți fi altfel de primar și v-am spus că eram în birou la dumneavoastră, domnul Facadou. Eu, dumneavoastră și domnul Bucuvala, când mi-a spus că vă fiți altfel de primar, v-am răspuns instantaneu și erați atunci primar interimar. V-am spus, spuneți acum acest lucru, dar eu vă garantez, când veți câștiga alegerile și veți fi primar, nu să nu mai băgați în seama lucrul care s-a întâmplat. Domnul Așa Murad, e sau nu e domnul Facadou? Domnul Murad, eu am o experiență în presa asta destul de lungă. Dați-mi voie să vă dau o veste proastă. În general, toți care candidează promit ceva la început și nu știu de ce Dumnezeu uită după aceea. Vreau să sper că nu veți face la fel. Înainte de a vă pune întrebarea, vreau să răspund telespectatorilor noștri că dacă vor să-i adreseze o întrebare în direct, domnul Murad, da, pot apela oricând telefonul 0726-898-322. Vă așteptăm oricând întrebări. Emisiunea este deschisă. Domnul Murad este deschis să răspundă oricărui gen de întrebare. Vorbeați mai adineaură de domnul Decebal Făgădău. De faptul că a promis ceva, nu s-a ținut de cuvânt. Eu v-aș putea face o listă întreagă de oameni. Și primari, și tot ce vreți dumneavoastră care au promis eu aș vrea să și nu s-au ținut de cuvânt. Aș vrea să pun singura întrebare. Vă rog. Cetățenii care votează sau care nu ies la vot. Eu am făcut parte din cei care n-au ieșit la vot ani de zile. Și am văzut și m-am gândit că să las copiilor o afacere într-o conjunctură total nefavorabilă, care nu poate să aducă fericirea lor. Și am considerat că este momentul, toți care n-am mai ieșit la vot, toți care nu mai credem, să căutăm altă soluție. Eu nu pot să spun că sunt cea mai bună soluție, dar vă spun sincer, vă mai baza pe 3 lucruri foarte clare. 1. Să sunt o persoană cinstită de educație și de naștere. Sunt o persoană dintre ei, știu foarte bine ce înseamnă o viață simplă, cum am trăit ca student, într-un camin, cu 4 colegi în camera. Eu eram, sarșinile mele eram să fac mâncare, altul spăla vasele și așa mai departe. Deci nu sunt străin de cei care au nevoie de un ajutor. Și 3, nu voi face niciun compromis
în defavoarea oamenilor. Domnul Murat, politica este arta compromisului. Știu că o să-mi spuneți că administrația e administrație, politică e politică, dar vreți, nu vreți, da, în cazul în care câștigați primăria, va trebui să faceți și puțină politică și o să vă spun și de ce. În 2000, dacă vă aduceți aminte, la primăria Constanței, candidat absolut independent, Radu Ștefan Mazăre. În 2003 s-a înscris în PSD. În 2016, candidat la primăria Megidia, independentul Valentin Vrabie. În 2019 s-a înscris în PNL. Domnul Murat, câștigați primăria, vă duceți acolo, da? Știți că aveți un consiliu, da? Radu Mazăre și Valentin Vrabie, din fericire, au avut un consiliu relativ echilibrat. Teamă mie că la momentul la care veți câștiga dumneavoastră, va fi un consiliu foarte, foarte colorat, pentru că nu cred că va deține cineva absolutul, nici PNL-ul, nici PSD-ul, va intra și USR-ul, va intra și Pro-România, probabil că vreo 2-3 de la PMP. Ce va face primarul Muhammad Murad cu un consiliu de maniera aceasta, vorbind de compromisuri totuși? Deci, da, e interesantă întrebare. Voi întrerupe, pentru că avem un direct în telefon. Da, mă scuzați, dar sunt telespectatorii noștri. Bună seara, vă ascult. Bună seara, numele meu este Ioana. Domnule Murat, permiteți-mă în primul rând să vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră în turism, să vă felicit pentru candidatura dumneavoastră, să vă urez succes. Dar să mă întorc puțin la partea politică și, cum bine știți, turismul este diferit de politică. Nu am întrerupt discuția pentru că întrebarea mea chiar este pe același subiect. Dacă v-ați gândit la faptul că, fiind un membru al unui partid, dacă ați fi candidat din partea unui partid, ați fi avut și o echipă cu care ați fi lucrat în continuare. În sensul acesta, ca și candidat independent, probabil că vă veți lovi de un consiliu local ostil. Nu știu cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta și ceea ce v-a determinat să candidați ca și independent. Avem și cazul domnului Mazăre, care a candidat independent și ulterior a aderat la un partid, domnul Vrabie la Megidia, la fel. Doamna Oana, bănuiesc că nu mi-ați intrat în minte. Este fix ce l-a întrebat pe domnul Murat. Haideți să lăsăm să răspundă. Da, mulțumim mult. Mulțumim. Vă rog. Deci, normal, noi nu trăim în normalitate din punct de vedere politic. Noi trăim în normalitate. Normal, un partid politic trebuie să facă politică cetățeanului. Și are nevoie cetățeanului. Deja sunt două, eu voi face politica, dar a cetățeanului, nu a partidului și a șefului de partid. Eu vă spun că întotdeauna așa am experiență în afacere și nu e diferit, să știți. Încât dacă ești ai coloană vertebrală, ești corect cu oameni, cu toți care lucrezi, întotdeauna drumul spre succes este mult mai ușor. Cum arată, exemplu, un consiliu care nu acceptă un proiect, da? Care vine primarul Murad cu el pentru 1000 de locuri de parcare sau pentru un cămin de bătrân care e nevoie de ei într-un loc foarte ok în Constanța, în jurul Constanței. Cine poate, ce partid poate să asume o politică împotriva cetățeanului? De obicei nu, dar credeți-mă, mai sunt și situații de astea. Am văzut multe. Aveți dreptate, trăim într-o anormalitate cruntă. Deci sub nicio formă, ideea mea este, sub nicio formă, niciodată, nu veți face pasul către politică. Da sau nu? Nu. Nu, n-am zis că nu vei face niciodată. Nu. Sunt convins că toată clasa politică se va schimba. Pentru că politicienii au nevoie să întoarcă înapoi de unde au plecat. Că asta este problema noastră numărul unu. Pleacă o persoană, da? Simplu, modest, arată cât de ok este, când ajunge în Parlament sau în altă parte, în minister, deja schimbă costumul, schimbă gravata, schimbă uneori mașina, nevasta, schimbă... Uneori și nevasta, iertați, remarca deci total nepotrivită de a fac și de asta. Cel mai important lucru care mi se pare mie cel mai important și frumos costum care l-ai pe tine, să fii modest și simplu. Modestie și care a vorbit și chiar de ea
în istorie oameni celebre, că este cea mai puternică armă de a ajunge la oameni. Vă întrerup din nou, avem un nou telefon. Mare. Bună seara, vă ascult. Bună seara. Bună seara, vă ascult, dacă se poate să vorbiți și noastră un piculeț mai tare, vă rog. Popa Emil mă numesc. Alo. Bună seara, Popa Emil, vă ascultăm. Două întrebări aș avea pentru domnul Murat. Vă rog. Una, și eu fac parte din cercul oamenilor de afaceri. Eu cu o cifră de afaceri de 100.000 pe an, dumnealui, acolo unde e. Îi urmăresc și emisiunile, cele de economie pe care le are la RomPost, de televiziune. Prima întrebare ar fi, nu cumva la un moment dat facem lucrurile astea numai pentru fală, pentru a intra în istorie? Și a doua? Și a doua întrebare ar fi, sunteți siguri că nu ați cochetat cu PSD-ul? La a doua dumneavoastră întrebare a răspuns înainte, dar dacă cred că v-a răspuns, chiar vă rog. Seară bună să aveți. Cred că de a intra în istorie nu e scopul nicio persoană care a intrat în istorie. Bine, și până la urmă ce e așa de rău să intri în istorie? Urmă, dacă nu, e foarte important în viață să lăsăm ceva în urmă. Dacă nu lași ceva în urmă, înseamnă că n-ai trecut prin viață. E foarte clar. Eu am și spus și am repetat. Consider că am făcut suficient pentru familie, pentru copii și este momentul să fac pentru oameni. Și n-am început de astăzi. Noi de mai mult de 10 ani de zile fac proiecte sociale, tacit, și niciodată n-aș vrea să vorbesc de ele. Pentru că nu mi-e nici în cultura care o am, nici mi-e corect să mă duc, să ajut și să spun public că fac. Nu. E foarte important să faci tacit, fără să pui telefon pe silenț. Dar să știți că au existat voci care v-au acuzat și au spus că acțiunea dumneavoastră făcută cu, nu știu, o lună în urmă, două, da? Aceea când ați împărțit pachete în oamenilor cu probleme, că ar fi avut și aceea o tentă electorală. Îmi spuneți acum că de fapt nu e prima dată când faceți. Deci, cum o fi mai bine? Cum o fi mai bine? Să nu faceți sau faceți să nu spuneți? Nu e important. Important cum te simți. E important pentru că eu am ajuns la concluzie atunci când dai, te simți mai bine de 1.000 de ori decât de când iei. Pentru că eu, ca persoană, întotdeauna în viață am ținut cont de a conjuga verbul a da. Noi dăm și niciodată n-am făcut parte ce vreți din... Ce vreți să le dați constanțenilor? Și nu am făcut, și nu am ținut cont, și nu am știut ce înseamnă ca mulți alți politicieni care au conjugat doar a lua. Noi luăm. Deci, aici e foarte clar și cei care lucrează cu mine, și am echipa care lucrează cu mine de 30 de ani, cu mine, niciodată n-am zis că lucrează la mine. Adică lucrează cu mine în echipa. Nu mă pasați. Ce vreți să le dați constanțenilor? Siguranța ziua de mâine. Bun. Interesant. E foarte important. În Constanța, sigur, este important. Regăștigare speranțe. Pentru că e foarte important. Deci eu vă spun 3-4 chestii care mi se pare că acolo m-au determinat să ajung, să candidez. 1. Un student care termină facultate și nu are nicio speranță în România să facă ceva. Nu. Eu am dat dovadă și dau dovadă în fiecare zi. Am proiecte cu cei care termină ca o mici afacere și dacă vreți să vă interesați, mergeți chiar unde avem afaceri în Constanța, vedeți câți oameni care au început afaceri odată cu mine. Mici afacere. Deci speranța studentului care termină. 2. Oameni care au nevoie. Eu n-aș putea, vă spun sincer, și nu sunt de acord o secundă să aibă nevoie cineva de un ajutor care l-am și să nu-l ofer. Nu există chestia asta. Și colegii mei care lucrează cu mine știu foarte bine că nu a fost niciodată un contract de muncă și doar. A fost nevoie de multe implicare. În familia lor, în momente foarte grele. Și vă spun că niciodată nu m-am dat la o parte. Bun, deci ajutăm deci tineri, trei bătrânii care au nevoie. Bătrânii care au nevoie. Domnul. Nu va exista niciun pensiun, vă spun sincer. Aici eu am și un plan. Nu va ieși de la mine. Nu va exista niciun pensionar care să plătească întreținere jumate din
pensie care o are. Nu există așa ceva. Stați că e foarte interesant. Deci veniți aici și îmi spuneți așa, că nu va exista niciun pensionar din Constanța, da, care să plătească jumătate de întreținere. Vă nu, referiți din pensie pentru întreținere. Vă referiți la faptul că veți face ceva să scadeți valoarea facturii, bănuiesc. Nu vă referiți la un ajutor pe care îl veți da. Nu, nu de altceva, dar după aia iar vă condamnă că sunteți de stânga. Deci nu există nicio persoană, pensionar, da, care va plăti jumătate din pensie întreținere. O parte de cei care au un pensie cumulat, da, sub 2500 sau 3000 de lei, o să aibă din partea mea personală. Dacă nu se poate, stați, nu va fi. Din buzunarul dumneavoastră? Da, din buzunarul meu. Pentru că am hotărât că se aloc o sumă de bani, un profit pe un termen, și n-aș vrea să spun acum, vei lansa programul luni sau marți, o sumă importantă pentru oameni și ajutarea lor. Nu vă e teamă că veți fi acuzat că vă cumpărați electoratul? Vă veți lovi sigur de această acuzație? Eu cred că impactul de a fi acuzat că cumpăr electoratul este mult mai mic decât să-l fac. Adică prefer să fiu acuzat, da? Dar să fac un bine pentru oameni. Deci vă asumați orice urmare. Deci în viața trebuie să asumați. Să știi că cred că un singur lucru care m-a determinat să candidez este că am un curaj și mă bazez pe... Aveți curajul să vă întrerup încă o dată? Avem din nou un telefon, asta nu, dar este... Nu, dar dator cu PSD-ul. Știu, că... revenim, haideți să vedem ce vrea telespectatorul nostru. Bună seara, vă ascult! Alo, bună seara! Bună seara, doamnă! Numele meu este Ștefania și mă bucur că am reușit să intru în direct cu dumneavoastră. Vreau să-i urez o seară minunată domnului doctor Murad. Sorry, aș vrea să-i spun câteva cuvinte înainte de a pune cele două întrebări care mă macină nu numai pe mine, cât și pe ceilalți, să spunem. Vă opresc, unde dați-vă un pic mai departe de televizor, vă rog, faceți microfonie, vă rog mult. Sigur că da. Mulțumesc. În regulă, mulțumesc mult și eu. O vorbă românească, domnule Murad, spune așa, omul sfințește locul. Ați reușit să puneți amprenta pe absolut tot ce ați făcut până în momentul de față. Stațiunea Olimp, într-adevăr, ați transformat-o într-o adevărată perlă. A reînviat ca pasărea Phoenix din propria ei cenușă. Am avut plăcerea să fiu prezentă la deschiderea organizată de dumneavoastră săptămâna cea trecut și am fost foarte plăcut impresionată. Consider că ați făcut mai multe lucruri pentru noi, pentru Constanța, pentru că și eu sunt constanțeancă, decât au reușit să facă toți ceilalți în cel puțin 30 de ani de zile. Sunteți un domn în adevăratul sens al cuvântului și un adevărat doctor care cu siguranță cred că știți să ascultați și să ne răspundeți pe măsură în tot ceea ce ne dorim să aflăm. Aș avea două întrebări pentru dumneavoastră, după care o să vreau să vă mai spun câteva cuvinte. Prima mea întrebare ar fi următoarea. Există un scop pentru care candidați pentru câștig? Și cea de-a doua întrebare, dacă ați avut și ce relație ați avut cu domnul actual primar și, să sperăm, fost primar, domnul Decebal Făgădău. Urmează să vă mai spun două, trei cuvinte, dar după ce îmi răspundeți, dacă se poate. Sunt convinsă că domnul Murad va mai fi prezent la noi în platou. Sunt convinsă că aveți multe să ne spuneți, dar haideți să lăsăm și pe alții telespectatori să intre și mai ales haideți să lăsăm să vorbească pe domnul Murad. Dacă vreți să răspundeți, vă rog. Deci, eu îi spun singur lucru. Mulțumesc pentru toate complimente, dar îi spun că numai din critice putem învăța, nu din laude. Cred că mă simt cel mai inconfortabil când primesc laude, din păcate, și nu știu să mă comport cu ele, pentru că am nevoie de critice, că spunea un mare filozof, datorită furtune, stejare au rădăcini adânci. Și numai critice ne fac mai puternici. Apropo de Făgădău, n-am nicio relație cu dânsul, n-am vrut cu dânsul... Aveți vreo afacere pe raza municipiului Constanța?
Aveți vreo afacere pe raza municipiului Constanța? Aveți, perfect. Da. Într-o formă sau alta ați interacționat cu primăria Constanța, bănuiesc. Da. Fie și ca să vă scoateți o hârtiuță, da? Alt gen de relație ați avut personal, except în momentul 2015, pe care l-ați rememorat, de la acel moment până la acum? Ați mai avut vreodată vreo întâlnire, vreo discuție, vreun schimb de opinii măcar? Nu, am fost foarte mirat că acum două luni de zile l-a invitat pe domnul Făgădău, pe secretarul de la turism de la noi, așa, minister, domnul Pojol, și am fost foarte surprins să nu mă invită pe mine. Deci a fost o întâlnire între număr de persoane, așa, din zona de turism, dar eu n-am fost invitat de domnul Făgădău. Și asta înseamnă mult. Nu, pentru că vedeți că asta e mare problemă, că întotdeauna preferam oameni care să ne laude. Eu aș prefera și mă simt mult mai ok cu oameni care am ce să fac un dialog cu eu. E bine atunci. Iar revin dator cu întrebarea cu PSD-ul. Eu nu consider că tot PSD este ciumăruș. Pentru că aici am mult de spus că PSD e ciumăruș. Că PSD înseamnă că și luptătorul lor și partidul. Sunt oameni care poate fac greșeli. Și în alta parte putem găsi un primar PSD care e foarte ok. Deci n-aș vrea să generalizez. Nu am nimic cu PSD, dar în mare nu mă regăsesc acolo. Dar de ce nu v-ați regăsit la PNL, domnul Murat? Eu n-am să înțeleg chestia asta. Lăsați-mă să vă spun ceva. Am văzut cu ochii mei două sondaje, da? Un sondaj al PNL-ului în care, drept este, nu erați, că au avut, bag de seamă că sunt foarte prieteni cu dumneavoastră, nici măcar nu v-au trecut acolo. Am văzut un sondaj al PNL-ului, de ceva al Făgădău era creditat cu 27, Chițac 22, Stelian Ion 18 sau 19, să nu vorbesc cu păcat. Am văzut și un sondaj al USR-ului, de ceva al Făgădău 26, Mohamad Murad 21 în creștere, Chițac 21, Stelian Ion 16. Dacă stau și mă gândesc acum, da, și vă întreb ce v-a întrebat și unul dintre cei care ne-au sunat, dacă stau și vă întreb acum, de ce nu v-ați dus totuși să candidați din partea PNL-ului cu un procentaj mare, cu o echipă puternică, cu un partid care la acest moment până una alta este la guvernare, da? Deci nu aveți nimic cu PSD-ul, dar n-ați candidat nici din partea PNL-ului. Deci eu am avut o relație foarte ok cu PNL și am în continuare. Chiar, sunteți sigur? Da. Pot să spun că sigur. Nu, că știți că persoana se schimbă în viața. Chiar am încercat să construim, din punct de vedere economic, cu PNL, cât de cât un confort pentru noi, o construcție în care să putem baza pe eficiență. Și am avut o relație specială cu Tereceanu când era și acum am aceeași relație, dar nu m-am oferit, nu am căutat pe nicio persoană, m-a fost, cred că e jenant să mă duc să îi spun că eu sunt aici. 18 ani de zile nu m-am văzut că deci există. Deci n-a venit nimeni de la niciun partid să vă treacă de mânecă să spună Murat, te rog, nu, eu frumos candidează. Vorbim de PNL. Dar de la alt partid? De PNL nu a venit nicio persoană. Din contra, am avut întâlnire atunci cu, nu deschidere, cu viță de lucru. Că n-a fost, deschiderea a fost sâmbătă. Am punctat clar domnul Bogdan Hasuca. I-a zis că de un an de zi, doi ani de zile, nu mai s-a luptat. Crezi ești corect ce ai făcut? Sau Mihai Lupu? Zic, noi ne cunoaștem. Vi se pare normal? Acum când vedeți sondajul, că am 20%, eu știam de care să ajungă mai repede. Deci nu e corect, nu e fair play. Vedeți că jocurile astea, eu nu vreau să fac jocuri sub masă. Asum. Am nevoie de o secundă de sinceritate. Cineva dintre liberali, fie de la nivel local, fie de la nivel central, v-au rugat să nu candidați? Poți să nu răspund? E opțiunea dumneavoastră. Nu că cineva. Mai mulți. Mai mulți. Înseamnă că n-am pus eu bine întrebarea. Nu, mai mulți. Da, liberalii doresc să nu candidez. Dar am întrebat pe cei care m-au rugat să nu... Ar fi varianta să nu candidez. L-am întrebat dacă crede în
Domnul Virgil Chisac. Încă un moment de sinceritate. Răspunsul a fost... Poți să nu-ți răspund? E groaznic, e absolut groaznic. Dar zici, mulțumesc, doamne, pe mulțumesc pentru dosar deci, de sinceritate. Domnul Chisac, toată stima pentru dânsul. Poți să fii de folos în multe locuri, pentru România și pentru țara. Și... Dar pe administrație, vă spun foarte sincer, ce nu lipsește lui domnul Chisac? Nu este o persoană spontană. Nu este stabil. Deci domnul Chisac, acum vreau să-l lasă. Dar faptul că când n-a mai fost PNL, după ce a ieșit senator, nu i-a mai plăcut în PNL. A plecat în PNL. Da? După care a venit propunere să fie candidat. Domnul S-a întors în PNL. Domnul Murat, vinovat e PNL Constanța, care l-a primit cu brațele deschise nu, și mai mult decât atât doamna, a tras de el. Nu l-a primit, nu l-a primit decât cu recomandări din centru. Atunci vinovat e Ludovic Orban. Întrebat. Atunci nu vinovat e Ludovic Orban. Nu vreau să mă bag în discuția asta, vreau să spun singur lucru. Vă rog. Niciodată nu trebuie să negociam. Bucureștiul se negociază interesele constanțenilor. Pe mine mă interesează cum se va aduce Mohamad Murad, dacă este premierul Constanței, primarul Constanței, cum se va aduce la premierul României să pledeze cauza Constanței. Până să-mi răspundeți, asta este, sună lumea. Mai avem un telefon, vă rog mult. Da, o să răspund după aia. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Bună seara, bună seara! În primul rând vreau să-i urez domnului Murat succes în candidatură la primărie. Mă auziți? Alo? Vă aud perfect și în al doilea rând. Mulțumesc. Eu nu am o întrebare pe dânsul. Doar vreau să spun că costanțenii au mai avut o dată încredere într-un candidat independent și cred că o să mai aibă și încă o dată. Ok, să fie cum spuneți dumneavoastră, seară bună, mulțumim. Deci, cum se duce primarul, viitorul primar al Constanței, dacă veți fi ales, la premierul României, să pledeze cauza Constanței. Am mai făcut-o. Așa cum am dus ca președinte federației de Tâțul Românesc și i-am zis că dacă nu scade chirie din una din ele la plajă, pentru că noi o folosim, mâine dimineața domnul prim-ministru o să vă trimit 20 de camioane de nisip în fața guvernului. Rezultatul? Chiria. A scăzut chiria, da. Deci eu eram primar. Domnul, vă rog. Deci, important este să fii tu, puterea care o ai, să fii supriei de la omul de rând. Aia e ceva puternic. Restul, partide, jocuri, întâlniri în biroul, șprițuri, asta... Nu e bani. Bun, haideți să mai fim o secundă sinceri. Da. N-am să vă întreb care sunt punctele dumneavoastră forte pentru candidatură. O să vă întreb care sunt punctele dumneavoastră slabe la această candidatură. Vreau să sper că sunteți sinceri cu dumneavoastră cel mai, în primul rând. Mai, cred că mi se pare acum, văd așa, de când am anunțat, am început să fie abordat de fel de fel de persoane care în fiecare să vină să spună povestea lui cu politicul. Și n-am răbdare. Adică vine o persoană și spune trebuie să adresezi oameni să spui că vii, că ajuți. Și spune, nu, n-aș putea să mă schimb. Eu întotdeauna nu vă... Că să... O viață să faci un lucru și cred că am făcut bine ce am făcut. Da? Și după aia ajungi în fața oamenilor și trebuie să te schimbi ca să fii pe placul lor. Păi dacă nu s-a plăcut o viață de tine, cum să-i placă de tine... Altfel. Nu, așa sunt eu, nu voi spune nimic în plus. Deci n-aveți puncte slabe? Nu. Am foarte multe puncte slabe. Deci, unul din punctul meu slab care consider așa, sunt, și dacă vedeți, chiar și în afacere, încerc să fiu, îmi place așa zona germană, nemțește. Să fiu perfect. Adică, Asta e problema. Chiar am văzut credeți că se pliază pe tipicul nostru românesc? Cred ca să nu spun pe tipicul nostru constanțean, că noi constanțenii deci suntem altceva. Când vom face ceva, aș vrea să facem perfect. Ca să nu mai întoarcem la el. Și nu am niciun interes încât să fac numai așa de... Cred că cu toți vom ajunge exemplu stil germane sau Japonia, dar nu peste un an, doi, trei, cinci. Și aș vrea să fiu frontaș și așa mod de a gândi. Adică
Și chiar m-a plăcut o idee care mi-a trecut în cap. Am încercat să învăț foarte multe lucruri în viață. Și una din ele, exemplu, să fac construcții cap-coada. Ce înseamnă să iei un apartament? Chiar am zis că... Știți să dați cu trafaretul? Deci, știți să puneți gresie și faianță? Asta e cel mai simplu, să știți. Da, deci nu, chiar am zis propus, în trei zone. M-ar place să facem un lucru foarte... Sigur, nu neapărat un primar să știți să pună faianță. Dar întrebarea este alta. Sunt oameni care pleacă în copii care pleacă în Elveția ca să învețe turismul la Lausanne. Da. Plătesc pe an 60.000 de euro de franci francezi. Primii 3 luni de zile îi pune la spălat vase. Întrebare. Oare eu dau 60.000 de franci francezi ca să-mi pune copilul ca să spale vasele? Răspunsul este foarte simplu. Dacă nu pui acolo niciodată ca dreptul de hotel, nu poate să facă observații spălător de vase, cum trebuie să le spală vasele. Da. Iar un primar trebuie să fie un bun gospodar, să înțeleagă că bordura aia de ce să fie dreaptă și de ce să fie din granit, nu din marmură sau din beton. Sau un apartament, de ce, exemplu, plătește 600 de ron pe lună întreținere din anumite motive care pot să plătească mult mai puțin, pentru că jumate din banii respectiv se duc pe pierdere răsa. Domnul Murat, Constanța are o problemă în ceea ce înseamnă încălzirea, eu știu la ce vă referiți. Singura rezolvare din punctul meu de vedere este să preluăm CET-ul, ceea ce nu-și dorește sub nicio formă Ministerul Energiei, da? Nu știu, veți face asta? V-ați gândit la asta? Că vă tot ascult, scădem factura, vor plăti deci puțin. Deci nu, o să fie... Știu că nu vreți să-mi prezentați programele acum și e normal să până cuvânt, vi le lansați. Un cuvânt secret care bază orice gândire este eficiența. Și până la urmă este o chestie foarte simplă încât să ne gândim întotdeauna să obținem eficiența maximă pe un cost mai mic. Ok, bănuiesc că veți... Da. Nu, că, bănuiesc că veți dezvolta în cadrul programelor când le veți prezenta. Da, sunt pentru multe soluții. Am auzit foarte multe, am auzit de centrale, de cartier, am auzit toți, domnul Murat, la acest moment, Constanțeanului îi sunt oferite o mulțime de proiecte, credeți-mă. Unele de bun simț, unele credibile, altele fantasmagorice de-a dreptul, da? Am auzit din nou despre șoseaua de coastă, am auzit din nou de spital de pediatrie, am auzit din nou de săli, de toate alea, înțelegeți? De ce v-ar crede Constanțean, de ce l-ar crede Constanțeanu pe Mohamed Murad că vine cu altceva, face altceva sau, mai direct spus, chiar face ceva pentru el? Pentru că faptele vorbesc. Niciodată, să știți, nu am înțeles ceva și după aia am dat la o parte. Am spus că vei deschide în 2020 complexul Amfiteatrul Belvedere, că e o investiție foarte mare și complicată, cu coronavirus, cu oameni, e foarte complicat. Și ați mai făcut-o și în 5 luni. Eu nici acum nu înțeleg cum, dar în sfârșit... Deci am lucrat zi de zi, pentru că vă spun că sunt trei lucruri care ai nevoie de ele ca să obții succes. Care? Prima, care e foarte importantă. Și fără asta nu se poate, deci nu putem vorbi, nu putem trece la următorul cuvânt fără comunicare. Arta comunicării. Dom'le, trebuie să comunici cu oameni, mici și mari. Oameni care înțeleg mai greu și mai repede. Oameni care au nevoie și oameni care nu au nevoie. Oameni care vin la tine pentru un sfat. Oameni care dau o idee. Comunicare e totul. Asta prima. A doua, perseverență. Eu cred că la comunicare m-aș da notă așa 9, dar la perseverență o dau 11. După câte știu eu, da, sunteți foarte perseverent. Deci, foarte perseverent. Și a treia? Da? Și a treia, care e foarte importantă, întotdeauna trebuie să te gândești la cel din față. E în calcul, da, că ce vrea cel din față. Și asta se numește, în viziunea mea, viziune.
Și să știu unde mergi. Dacă tot vorbim de viziune, o să vreau să discutăm și despre viziunea noastră asupra Constanței. Repet, nu o să intrăm în programe, aștept momentul în care vă lansați, dar până să discutăm de viziune, asta este, mai avem un telefon. Bună seara, vă ascult! Alo? Bună seara! Bună seara, suntem în direct? Da, la momentul acesta, da. În primul rând vreau să-l felicit pe domnul Murat, pentru că este unul dintre principalii candidați care a dovedit succes în afaceri. Este unul dintre singurii candidați la primărie pe care eu știu cu realizări în afaceri. În al lui nu a venit să se realizeze la primărie, ci este deja realizat. Vine cu un bagaj de afaceri bine puse la punct în spate și felicitări pentru asta. Întrebarea mea este, pentru că toată lumea îl va felicita în seara asta și nu vreau să îl umplem de felicitări neapărat, pentru că va avea de muncă dacă va câștiga acel post. Întrebarea mea e, Vasc va încerca să scape de nepotismele din primărie și va crea o echipă de tehnocrați în jurul dumnealui? Sau care vor fi criteriile pe baza cărora își va crea echipa din primărie? Mulțumesc, seara bună să aveți! Seara bună. Eu nu sunt, cred că n-aș face politica generalizare. Nu toți din primărie, pot să zic majoritatea, da, vei schimba modul de gândire și respectul față de cetățean și omul de afacere trebuie să existe. Asta va fi principala mea preocupare, încât în primărie, când intrați în primărie, simplu cetățean, toți persoanele din primărie să te salute. Vei începe alt mod de a privi cel care vine în primărie. Pentru că, din păcate, noi 30 de ani și înainte 50 de ani de comunism, statul, comuniștii aveau o chestie foarte clară și nedreaptă, au învățat oameni să respecte toate obligații care au. Dar niciodată nu au învățat oameni cum să ceară drepturile. Dreptul este un lucru foarte important. România, din prima 90, s-a bazat pe ideea că ce obligație are cetățeanul, dar nimeni nu i-a spus ce drepturi are. Lucru care a continuat mai departe și care îl trăim și acum, și am auzit de multe ori de către funcționar public, o să încerc să vă ajut. Păi nu am nevoie de ajutor. Ai obligație să-mi faci acest lucru. Pentru că e normal să-mi dai, plătesc o taxă, să-mi dai o chitanță, nu? Fac un lucru, să răspund, pentru că de acolo, de asta ești acolo. Deci nu îi dați afară? Lucrați cu cei care veți face o evaluare concret? Exact. Nu vei face camazare. Nu. Și nu e corect, nu e drept să nu stau de vară cu fiecare persoană și să văd de unde, de fapt, care este etiologie bolii. Dar uite, la asta nu mă așteptam. Da, bine zis. V-am întrebat de viziune, dar înainte de viziune vreau să vă întreb, v-am întrebat de puncte slabe și mă așteptam, sinceră să fiu, mă așteptam să-mi spuneți lipsa experienței în administrație publică. Pentru că ne place AUBA, da? Actualul primar, da? Decebal Făgădău, are multă experiență în administrație publică, știe administrație publică. Dacă stau bine și mă gândesc, în Constanța aveam eu o vorbă, sunt trei persoane care știu foarte bine administrație publică. Claudiu Iorga Palas, Cristinel Dragomir, care a fost, și Decebal Făgădău. Considerați că lipsa acestei experiențe de administrație publică este o chestiune care vă trage sau, nu știu, o veți depăși cumva? Da, e interesant. Adică, cu alt cuvânt, vreau să spuneți, dacă o persoană nu e medic, nu poți să facă spital. Uite, eu n-aș face asta, n-aș putea să o fac. Sau chiar o persoană care nu este, n-a făcut agricultura, da? Nu poți să facă agricultura. N-am zis asta. Nu, administrație, aici e vorba de, facem confuzie majoră. Vă rog. Între latura tehnică, că aici e vorba de latura tehnică și latura de, vedeți că aici e problema, locomotiva, da? Este locomotiva. E clar, vagoane sunt altceva. Deci, sigur, ai nevoie de un jurist foarte bun în administrație. Ai nevoie de un echipă administrativ foarte bun. Dar important este cum îi alegi. Pentru că
Degeaba eu sunt foarte bun profesionist în ceva, dar nu pot să fiu de folos. Da, eu m-aș bucura dacă Domnul facă două. Da? Asta doar că este foarte bun pe administrație. Și din 2008 a fost consilier local. Și este, nu? Consilier local. După care a fost vicepreședinte, primar. Viceprimar, da. Și chiar făcea mandat. Toate... Da. Una din oameni de bază lui Radu Mazăre. În 2015 a ajuns primar interimar. Deci, în 2016, așa, par. Eu le întreb. Au trecut de atunci de când este implicat 12 ani de zile. Considera domnul Facadou în cei 12 ani de zile a achitat față de constanțiene? Este cu sufletul împăcat că dacă vine altcineva în 12 ani nu poți face cât a făcut dânsul? Deci dacă așa e, înseamnă că n-are să mai vorbim. 12 ani au trecut de când este implicat acest profesionist care vorbim de dânsul și nu văd că constanțienii sunt mulțumit de Constanța. Și nici eu nu sunt mulțumit. Unde sunt, repet, nu mai avem spații verzi. Nu mai sunt școli la un nivel care, cum este în multe alte orașe. Nu mai sunt parcări. Unde venitul, deci e ceva care nimeni nu poate să creadă acesta. De fapt, venitul pe cap de locuitor pe Cluj e aproape încă o dată jumate față de Constanța. Am început să mă satur de chestia cu Clujul, știu că aveți nu dreptate. Cluj, asta, Oradea. Știu că aveți dreptate. Oradea. Așa. Pe mine mă interesează că să vină cineva să-mi aducă și mie venitul la nivelul celui de la Cluj. Spuneați ceva de spații verzi. Eu știu că în urmă cu ce două zile, într-un sfârșit s-a finalizat registrul spațiilor verzi. Măcar avem și noi habar câte spații verzi avem în Constanța. Cât am mai rămas. Da, măcar atâta știm și noi. Și nu știu cum și poate aveți noastră o idee, chiar dacă știu, repet, nu e programul încă lansat, dom'le, de unde mai faceți spații verzi? Pe unde le mai puneți? Aici, ce le mai facem cu betoanele? Adică vine Mohamed Murat perfect. De sunt, unde mai sunt, puneți spații verzi? Mai sunt locuri, să știți. Mai sunt locuri care și chiar dacă nevoie... Chiar am văzut ultime zile, am fost prin Constanța și am văzut foarte multe locuri, chiar zone foarte frumoase care nu sunt exploatate și care e nevoie de un primar... zic cu soluție și mi-mi place foarte mult asta de construcție, zona eu de... Eu abia aștept să vă lansați programul și să-l citesc, vă jur. No, abia aștept, deci, că bănuiesc că acolo veniți cu chestii concrete. Eu vă spun că nu vă spune nimic ce nu pot să fac. Mă gândeam la parcări, domnul Murad. Constanța, da, are aceeași, dacă vreți, același areal, același spate. Ne-am mai extins noi un pic, da, dar avem dublu sau triplu numărului de mașini comparativ cu ce, cât e Constanța. Hai să vă spun că ce a făcut, Chirac. Era primar la Paris. Da. Și după aia a ajuns președinte, mă rog. El a lansat o chestie foarte frumoasă. Și a spus așa, avem nevoie de parcări în Paris. Încă un număr foarte mare. Și sunt convins, consilierii mei, pricep cât de pricep, dar aș lansa un proiect, dezbatere publică, da? Și cei care va veni cu o soluție, va primi suma de 100.000 de franci, francezi, da. Atunci nu era euro, și o mașină Peugeot ultima. Și au câștigat. Trebuie să mă aștept că în Constanța veți face la fel. Nu, nu e o idee. Au câștigat ideea. Nu e ideea. Cine a venit cu ideea? Doi elevi în clasa a 12-a. S-ar putea să avem surprize de aici, tineri. Nu, adică, tinerii de acum sunt foarte, foarte bine. Nu, eu știu foarte bine ce să... Nu să facem noi, acum descoperim apa caldă sau... Nu, nu. Tocmai asta vreau să vă spun. Sunt foarte multe locuri și chiar sub parcuri. Uh-huh. Cum a făcut francezii, cum e la Londra. Londra nu se compară cu Constanța. Sunt foarte multe. Chiar parcări deștepte care sunt, costă 160.000 de euro, 32 de locuri de parcare. Noi, toată strategia noastră a unui primar este să ia bani. Nu. Ia să ne gândim cum să dăm și bani. Ia uitați, la asta nu m-am gândit. Până ne gândim la altceva, din nou ne sună un telespectator. Bună seara, vă ascult. Bună seara, mai sunteți în direct? Cred că a renunțat. Cred că a cedat așteptându-ne. Bun, am înțeles. Am vorbit de viziune, da?
Cum vede Mohamad Murad Constanța, da? Peste 4 ani? Care este viziunea lui Mohamad Murad, da? Candidat la independent la primăria Constanței, pentru Constanța? O vede dezvoltată mai mult pe orizontală? O vede dezvoltată mai mult pe verticală, în sensul afacerilor și a părților sociale care se trag una pe alta și se ridică una pe alta? O vede Constanța pentru tineri mai mult decât pentru bătrâni? O vede cu mai multă atenție pentru bătrâni, dar cu preocupare pentru cei care nu au locuri de muncă? Și nu în ultimul rând, domnul Murad, cum vede candidatul independent la primăria Constanței reglarea problemei turismului? Pentru că mă întorc de unde am pornit. Turismul este foarte important pentru Constanța. Ce face, cum face și cum procedează primarul independent Mohamad Murad? Bine, e o întrebare... Deci, întrebări. Foarte, foarte, foarte. Aveți dreptate. Da, deci, întrebări. E vorba de viziune. Deci, da, viziune. Viziune. Bun. Și atât. Aici trebuie Constanța ca oraș. Cred că am rămas dator cu foarte multe. Repet, vă spun. Unu, trebuie să fim atenți. Și aici un echilibru foarte clar. Între atenție pentru cei care au fost și n-au oferit ce este. Pensionare care, da, trebuie să dăm o mare importanță lor. Și cu foarte mic efort putem să aducem confort cât de cât în casele lor. Și am o chestie foarte frumoasă care țin la ea foarte mult. O soluție perfectă. Așteptăm să vă lansați programul. Așa. Așteptăm. Deci, atenție la pensionar și la problemele lor. Foarte important, nu pentru a lua voturi, pentru că e foarte normal. Pentru eu sunt foarte atent cu mama, din păcate pe tatăl am pierdut acum 3 ani de zile, dar cu mama sunt foarte atent și mi se pare, este nu că e obligație, este o plăcere, este... Și orice persoană care... Mă uit așa la oameni care au, care au fost și care au... Și de asta am făcut deschidere la Neptun. Cu cine am făcut deschidere? Cu cel care, inginerul care a lucrat acolo, șoferul respect față de el... inginerul care a lucrat în acel complex. Era octogenar deja. Deci erau exact în jur de 80, dacă nu, da, cumva mai mult. Și am evitat să fac deschidere oficială cu tăia de panică cu domnul prim-ministru și am preferat să fac cu doi oameni care niciodată nu s-au gândit că cineva îi vom căuta. Okay. Am făcut-o de ce m-a plăcut foarte mult să o fac și chiar sunt oameni cu implicare. Știu foarte bine cum era pe vremuri. Deci, atât era așa. Doi. Deci, un echilibru între seniori și tineri, da? Da. Obligator. Asta una. Doi. Acum... De-abia aștept să văd cum veți face chestia, da, asta. El n-ai bine. Eu vă spun foarte sincer. Trebuie să mergem pe ideea în care... Pe turism, de exemplu, turismul ca să fie dovada, că e foarte simplu, nu trebuie să vă spun foarte mult. Dovada că, de exemplu, eu ca persoană dezvolt companii care o am. Da. Sub așași umbrela, unul vinde... Cum a fost cazul la Olimp, care n-a putut să facă nimic cu ele 10 ani, și altul cumpără. Ce are alea care cumpără? Că vă spun sincer, acum, eu nu sunt o persoană care vin dintr-o familie de milionar. O familie modestă, simplă, dar sunt în spate, vă spun, viziune, perseverență și puteri de muncă care eu am, care vă spun că nimeni nu poate să creadă. Eu iar ne întoarcem la subiect. Deci, tineri trebuie să-i dăm soluție. Soluție... Să facem, să încep să spere din nou, eu am acest lucru. Deci, soluție e foarte important să dai. Pentru că eu mă duc și îi spun, domne, hai să uite, în fiecare an avem o pepinieră de 100 de oameni de afacere care îi formăm noi. Da. Da? Îi dăm startul. Ce înseamnă să dai? Îi conectezi la piața ta, pentru că tu ești un om de afaceri și ca mine, în Constanța, nu sunt singur, sunt mulți. Îi faci niște pui lângă noi, să dăm șansa de a începe, da? Mici oameni de afaceri, conectate la ce facem noi, după care încet, încet cresc. Și în fiecare an produci câte 100 de oameni de afacere. Iar turismul în Constanța, vă spun, nu că îmi trebuie un an de zile. Eu în 3 luni de zile... Că o să schimb total.
Deci să știți că rămâne înregistrarea. Da, deci deci nu... să știți că rămâne înregistrarea. Nu. Deci în 3 luni de zile îl puneți deci, pe doamna... picioare. Domnul Mureș, da, știți ce mă așteptam? Mă așteptam la următorul lucru. Mă așteptam să-mi spune și să-mi promiteți mie și să le promiteți lor, da? Că turismul se va extinde mai mult de cele 2 luni. Că bă, ca și primar puteți face ceva să mai atrageți oameni și în afara celor 2 luni, da? Nu sunt numai 100 de oameni de afaceri pe care sunt cel puțin 100 de absolvenți la Universitatea Ovidius care n-au loc de muncă. Nu, sunt băieții de la UMC care sunt disperați că nu ia nimeni pe nave, că știți cum e, până găsește un cadet un loc de muncă la plânsul. E o chestie de să fii conectat. Adică eu chiar am conexiuni, contracte cu alte țări în care putem lucra foarte ușor cu oameni din Constanța sau chiar oameni care lucrează în turism și vor să plece 6 luni, să întoarcă înapoi. Mi se pare că e foarte simplu pentru că trebuie un pic reorganizat orașul din punct de vedere urbanistic. Și nu trebuie foarte mare filozofie în care complica, cum spun toți. Ne fac afaceri eu. Eu fac afaceri. Sincer și eu mă gândesc de multe ori, Doamne iartă-mă, îl mai reorganizăm. Cum sincer, știi cum e? Trebuie să recapătăm încredere. E foarte important să recapătăm de nou încredere. Haideți să dăm puțină încredere și telespectatorului nostru care așteaptă de ceva timp. Bună seara, vă ascult, mii de scuze, s-a încins discuția și v-am aștept. Dar să nu lăudați! Bună seara și telespectatorilor noastre. Numele meu este Dinu Nicolae și aș vrea să îi adresez domnului Murad următoarea întrebare. Vă rog. În contextul în care guvernul PNL a încercat, oarecum, să-l împingă pe Raed Arafat, care se știe foarte bine, nu este de naționalitate română, în față, în contextul acestei pandemii, credeți că va influența faptul că sunteți de aceeași naționalitate ca dânsul sau va influența cumva acest lucru în perspectiva alegerilor locale din Constanța? Vă mulțumesc mult! Stați o secundă, eu nu știu domnul Arafat ce este, că nu știu de unde e. Nu m-a interesat. Da. Adică pe mine nu mă interesează aspectele astea. Să știți că românii sunt foarte deschiși la minte. Da, da, sunt chiar am văzut și adică nu pot să... Nu, eu cred că nu se ia în vedere acest lucru. Nu, probabil o parte din cetățenii pot să ia în vedere, dar nu la nivel de guvern. Ați avut vreodată... Nu o să vă întreb din istoria noastră, vă întreb acum de când ați hotărât să candidați. Ați avut vreodată ideea că s-ar putea să nu vă voteze un constanțean pentru că sunteți de altă naționalitate? V-a trecut prin minte, ați luat în calcul? Da, chiar am văzut că sunt niște comentarii pe zona respectivă, dar eu am singura datorie, este să mă fac cunoscut, să mă exprim care este opinia mea, și decizia aparține fiecare persoană. Fiecarea. Domnul Murat, nu mai avem multe minute, da? Și pentru că tot vorbeam de multe persoane, eu am un obicei și vă spun așa, haideți să zicem că acolo în locul camerei, da? Este Tanti Maria din kilometru 45 sau dacă vreți noastră, Nea Ion din Tomis Nord, da? În locul camerei sunt acolo. Și vă rog să vă uitați în ochii lor, da? Și să le spuneți de ce să vină să vă voteze. Ce puteți să-i oferiți, nu știu, cu mintea, cu inima dumneavoastră, lui Tanti Maria și lui Nea Ion, astfel încât pe 27 septembrie să vină cu ștamică să spun, gata, aici. Nu, aici n-aș vrea să fac un deal. Vă rog. În care eu să-i ofer ca să mă oferă. Că mi se pare că relația între umane depășește acest schimb, în care pentru un vot să ofer cuvinte, promisiuni, nu. Indiferent, ajung în primărie sau nu ajung, ușa mea este deschisă pentru toți care au nevoie, în limita posibilității care am. Și nu neapărat condiționez această relație cu un vot. Eu vă spun că, înainte de a fi om de afacere, de a fi un om cu averi, înainte de a gândi că ce vei face, sunt om. Sunt un om simplu, om care gândesc la oameni și înțeleg durerea lor și cred că este cazul în care cu toți consenzienii să ne implicăm împreună și fără nimic de sub masă, fără întâlniri ascunse, cu toți să încercăm să facem ceva încât copiii noștri să nu mai plece afară ca să caute un loc de muncă. Încercăm să schimbăm încât să vină toată România să fie mândru de consenzien ce este Constanța,
așa cum spunea doamna, că să nu mai vorbim de Clujul, așa nu, este. Eu nu mai vreau să mai aud, eu vreau așa să aud de Constanța. Nu, eu vă spun că Constanța e mult mai important decât, și mai frumos de Clujul, dar să le îmbrăcăm cum trebuie. Deci nu aș vrea să mă fac așa, eu vă spun că niciodată nu voi face să cer ajutor pentru un vot, să dau un ajutor pentru un vot. Nu, vreau să rămân așa cum sunt, natural, simplu, și nu voi îmbrăca costum unui politician care, după ce a ieșit 4 ani de zile, ne vedem numai la, nu la televizor. Da, și eventual uite să răspundă și la telefon. Mulțumim mult că ați fost în această seară alături de noi, iar vă urez o noapte liniștită. Noapte bună să aveți!